Numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul. Mihai, au lipsit niște texte pentru că am crezut că o să fac eu introducerea și mi-am gândit-o altfel și îmi cer scuze pentru asta, dar îți mulțumesc că ai făcut o deschidere bună și aș vrea să continuăm și vreau să începem cât mai repede și să intrăm destul de repede în subiectul zilei, serii acestea. E așa de frumos și cumva mișcător și înălțător atunci când aștepți un eveniment, aștepți o persoană dragă care vine din străinătate și aștepți poate un an de zile, poate aștepți un eveniment să se întâmple în viața ta, nu știu, aștepți să vină nunta, da? Ți-ai găsit persoana potrivită, stat înaintea lui Dumnezeu și ați programat nunta și nu știu, cine s-a căsătorit anul acesta de aici? Nu prea sunt. Ba da, este Cosmin și cu Ana. Ați așteptat mult ziua anunții? Da? Și a venit și a fost așa o bucurie, probabil, și un entuziasm extraordinar. Așa îi găsim pe Sfinții Apostoli și pe toți cei care erau împreună cu ei, așteptând ceva extraordinar, ceva pe care le-a fost promis de către Domnul Iisus Hristos și nu știau când o să se întâmple. Domnul Iisus Hristos le-a promis, s-a înălțat la cer, i-au rămas destul de triști și totuși au rămas în ascultare, așa cum am văzut, au împlinit cuvântul lui Dumnezeu, dar așteptarea lor era după momentul acela, după clipa aceea în care va veni cel pe care îl așteptau, promisiunea făcută de Dumnezeu și nu știau cum se va întâmpla, când se va întâmpla, nu știau nimic. Era așa o necunoscută, o stare total necunoscută în privința aceasta și stăteau și așteptau, dar făceau ceea ce trebuiau să facă, așa cum am auzit. Erau în unitate, erau în părtășie, conlucrau împreună, alegeau ceea ce trebuiau să aleagă după cuvântul lui Dumnezeu și îi găsim în starea aceasta, într-o zi de sărbătoare, în ziua cincizecimii. Pentru ca să intrăm puțin mai mult în text, vreau să citim încă o dată textul, de ce l-am pus doar aici și aș vrea să-l citim cât mai repede, dar nu o să-l citesc eu, mă doar și puțin gâtul și am o propunere ca banca de la Ioana la Dani să citească fiecare câte 5 versete și așa că vă rog să faceți rost de microfon. Ioana, tu începi, că sunt cele mai scurte, microfon din spate merge mai bine. Fiecare citește 5 versete, Dani 6 și suntem foarte atenți la, încă o dată, lăsăm să ne pătrundă textul și cuvântul lui Dumnezeu. Urmărim acolo fiecare. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și se ziceau unii către alții. Toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirene, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți. Cretani și arab îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții. Ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plini de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ce a spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Domnul, Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri.
Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ. Sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Amin. Amin. Mulțumesc, să fie Domnul. Este un text foarte important, să știți, din Cuvântul lui Dumnezeu. Este un text pe care îl știm de foarte mult timp. Dar cred că Duhul lui Dumnezeu vrea în seara aceasta să fim pătrunși de importanța Lui. Și de aceea aș vrea ca să ne ducem puțin aproape de text. Cel puțin în prima parte aș vrea să rămânem fidel textului și să ne ducem împreună prin textul acesta. Ca să rezum puțin ce se exprimă în textul acesta, am spus așa, rolul Duhului Sfânt în călăuzirea bisericii, cam asta începem să vedem, pentru că este doar începutul și lucrurile se schimbă pe parcurs. De fapt, rolul Duhului Sfânt înseamnă cine este, ce face, de ce a venit Duhul Sfânt pe pământ. Mi-a plăcut de mult citatul acesta și aș vrea să vi-l pun pe inimă la început. Nu vom schimba lumea nici prin confruntare, nici prin conformare, ci doar prin combustia extraordinară a puterilor untrice din cei care au primit Duhul lui Dumnezeu. Este un gând și o idee pe care am regăsit-o la Părintele Iosif Trifa. Am să anticipez puțin. Am aici toate cele trei cărți scrise de Părintele Iosif Trifa despre Duhul Sfânt și vă îndemn să le citiți. Sunt foarte scurte, dar sunt așa de profunde. Și am găsit exact gândul acesta și am să revin la un citat la sfârșit. Părintele la un moment dat a fost foarte convins căci creștinismul pe care îl trăia el atunci avea mare nevoie de Duhul Sfânt. Nu cred că suntem într-o altă postură astăzi. Mai întâi este prima secțiune de la capitolul, de versetul 1 la versetul 13, în care este relatată pogorârea Duhului Sfânt, puterea lui Dumnezeu. Ne amintim că în primul capitol Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor, și am să citesc eu ca să nu complicăm foarte tare lucrurile, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, versetul 7, pe acestea Tatăl a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Aș vrea să reținem cuvântul putere. Duhul lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu care trebuia să vină, pe care Domnul Iisus Hristos a promis-o și pentru care a trebuit să se înalțe la cer. Și deși ucenicii erau supărați, le-a spus, vă este de folos, vă este mai de folos să mă duc eu și să rămână, să vină Duhul lui Dumnezeu. Nu prea înțelegem noi cum, nu era mai bine să rămână Fiul lui Dumnezeu? Nu, pentru că Dumnezeu știe cel mai bine cum să facă planul, cum a făcut și cum să-l ducă la îndeplinire planul mântuirii noastre. Și Duhul Sfânt, puterea lui Dumnezeu, de care aveau nevoie. Gândiți-vă că ucenicii au stat cu Domnul Iisus Hristos 3 ani și jumătate și n-au înțeles mare lucru. N-au înțeles de ce a venit Domnul Iisus Hristos, n-au înțeles cum se va întâmpla mântuirea poporului Israel, a lumii întregi. Percepeau ei câte ceva și erau destul de confuși în momentul înălțării Domnului Iisus Hristos la cer. Și de aceea aveau nevoie de această putere a lui Dumnezeu. Versetul 1 spune, căci în ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Este, am spus eu aici, vorbește aici despre condiția primirii Duhului Sfânt. Să știți că ca Duhul Sfânt să se reverse peste viața unui om, peste viața unei biserici, peste viața unei lucrări, trebuie îndeplinite niște condiții. Deja s-au anticipat unele lucruri. Trebuie să stăm în ascultare de Dumnezeu, să ne apropiem de Dumnezeu, să citim cuvântul lui Dumnezeu, să ne rugăm, să stăm în post, să stăm în frângerea pâinii. Sunt lucruri pe care le-am auzit. Dar aici spune că în ziua cincizecimii, exact în ziua cincizecimii, erau
toți împreună și în același loc. Și sunt câteva lucruri aici. Condiția primirii Duhului Sfânt este să fii la locul indicat de Dumnezeu. Să fii acolo unde vrea Dumnezeu să fii, unde te-a chemat Dumnezeu să fii. Apoi să fii în unitate. Unitate înseamnă că nu lipsea niciunul. Nu lipsea nici cel care a fost în loc, care a înlocuit pe Iuda. Nu lipsea nimeni. Acum nu lipsea Toma, nu lipsea nimeni. Toți cei care trebuiau să fie, spune cuvântul lui Dumnezeu, erau împreună acolo. Și unitatea aceasta este foarte importantă. A treia condiție este împreună. Acest împreună înseamnă că simțeau împreună, nu că erau adunați să fie într-un loc. Știți vorba aia, ne-am adunat ca să nu fim împrăștiați. Nu-i vorba despre asta. Erau împreună, simțeau, adică aveau același scop, aceeași țintă, aceeași năzuință. Știți cum se rugau Sfinții Apostoli? Așa cred eu. Se rugau ca și o singură persoană. Nu unul se ruga pentru, nu știu, examene, unul se ruga pentru bolnavi, unul se ruga pentru părinți, unul pentru copii, unul pentru servici, unul pentru... Nu. Oricum, rugăciunea lor nu prea viza lumea aceasta. Rugăciunea adevărată vizează împărăția lui Dumnezeu și lucrurile ale privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă și aceste alte lucruri. Dar ei se rugau împreună, aveau această unitate, acest scop de a aștepta împreună făgăduința lui Dumnezeu. Și cred că unul din scopurile pentru care Duhul Sfânt vine sau nu vine este ca oamenii să fie pregătiți, ca persoanele să fie pregătite și acestea sunt câteva condiții pentru a veni și pentru a primi Duhul Sfânt. Mai departe, Evanghelistul Luca ne arată sursa Duhului Sfânt, pentru că e foarte important să știm de unde vine Duhul Sfânt și o să vedem dacă să știm și cine este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt spune că a venit din cer. Spune că deodată a venit din cer. Clar, a venit din cer, din văzduh, da, înțelegem. Este cu C mic. Nu se referă aici la locul în care locuiește Dumnezeu. Dar inclusiv locul acesta ne arată că Duhul Sfânt a venit de sus. Ori știind celelalte cuvinte ale Domnului Iisus, care ne-a spus foarte clar, căci mă voi duce la Tatăl și vă voi trimite un mângăitor. Dacă nu mă duc eu, nu va veni Duhul Sfânt. Și de la, spunem în crezul nostru, din Tatăl purcede, da? Din Tatăl iese, este Duhul Sfânt, iese din Dumnezeu, este una cu Dumnezeu. Și aici aș vrea să ne oprim puțin și să medităm puțin, ca a treia persoană a Sfintei Triimi, la care este Duhul Sfânt. Și știm cu toții și credem lucrul acesta, căci Dumnezeu este Dumnezeul Triunic, este Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Și nu vreau să intru în detalii, ei au fost, aceste trei persoane au fost una și au fost împreună de la începuturile creației pe care noi le putem accede și le putem vedea. Înainte ce a fost iar nu știm, dar Cuvântul Dumnezeu ne dă câteva ferestre, pentru că Fiul, unul născut din Tatăl și Duhul Sfânt care iese, care purcede din Tatăl, care emană din Tatăl, eu cred că purcede, nu? Mihai, care ar fi sensul? Cum izvorăște din el, cam asta înțeleg eu. Și știm că ne spune Cuvântul Dumnezeu că la creație, la tot ce au făcut, au fost împreună. Duhul care se plimba deasupra apelor, da? Și pe urmă, Cuvântul a zis, Dumnezeu a zis, și Cuvântul era Domnul Iisus Hristos și s-au făcut toate lucrurile. Și trebuie să credem lucrul acesta. Este o taină, așa cum se spune, taina Sfintei Triimi. Ori dacă este o taină, nu o putem explica în totalitate, dar trebuie să o credem. Și crezând lucrul acesta, vom înțelege lucrurile. Și am găsit și eu la Părintele Iosif Trifa, exact, am spicuit de acolo, Dumnezeu Tatăl, ce vreau să spun este că nu se poate mântuire fără Dumnezeu Tatăl, care ne-a iubit, și a hotărât mântuirea noastră, fără Dumnezeu Fiul care ne-a adus această mântuire prin jertfa Lui Sfântă și unică și fără Dumnezeu Duhul Sfânt care ne dă și ne ajută să ne desăvârșim mântuirea prin harul și darul revărsat. Deci mântuirea, dragii mei, este ideea lui Dumnezeu, este gândirea lui Dumnezeu, este șansa pentru noi oamenii, dar este hotărârea lui Dumnezeu ca mântuirea noastră să fie lucrată împreună. Și nu există mântuire fără
a crede în Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt și să înțelegem importanța fiecăruia dintre ei. Și acum aș vrea să revin la o mică întrebare la care să medităm. Chiar mi-a plăcut discuția care s-a provocat aici. Îl cunoaștem noi pe Duhul Sfânt? Conlucrăm noi cu Duhul Sfânt? Suntem călăuziți de Duhul Sfânt? Pentru că Dani spunea că e normal ca Duhul Sfânt să fie undeva mai în spate, să fie undeva în umbră, dar și Domnul Iisus Hristos să fie proslăvit. Și într-adevăr, când e proslăvit Domnul Iisus Hristos, e proslăvit și Tatăl, pentru că una sunt, da? Și cine m-a văzut pe mine, spune Domnul Iisus Hristos, l-a văzut pe Tatăl. Filipe, n-ai înțeles lucrul acesta? Nu poți cumva, nu prea ai cum să atât de mult să ridici în slăvi o persoană a Sfintei Treimi și să nu fii în conlucrare cu celelalte, părerea mea. Dar în același timp, chiar Părintele Iosif spunea, oamenii știu despre Dumnezeu și știu despre Hristos, că a murit, a înviat, s-a înălțat și salută. În general și oamenii credincioși din poporul nostru. Dar când este vorba despre Duhul Sfânt, cum spunea cineva, este un Dumnezeu necunoscut. Duhul Sfânt nu prea cumva se vorbește foarte mult despre el, se pune accent decât la Rosalii și oamenii cumva nu-l percepe Duhul Sfânt. Dar nu putem să ne desăvârșim mântuirea noastră fără să ajungem să-l cunoaștem, să conlucrăm împreună cu el. Nu vreau să intru în detalii aici. Deci Duhul Sfânt vine din cer de la Dumnezeu. Vine când hotărăște Dumnezeu și peste cine alege El să-L trimită. Este alegerea Lui. Apostolii nu știau când va veni Duhul Sfânt. Putea să vină la 10 zile după înălțarea Domnului Iisus Hristos, la cel așa cum a venit, sau putea să vină la 100 sau la 2 ani, sau nu știa nimeni. Dar când Dumnezeu a hotărât, la fel cum l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos, a trimis și Duhul Sfânt peste Apostol. Sunt multe detalii aici, cum a lucrat Duhul Sfânt în Vechiul Testament și probabil știți și cum lucrează în Noul Testament. Aș vrea să ne rezumăm la ceea ce se întâmplă în Noul Testament și eu am spus așa. În Noul Testament e cu totul altceva, e ceva nou. În Biserica lui Hristos, în Noul Legământ, Dumnezeu împlinește ceea ce și-a dorit dintotdeauna. Ca El să fie în noi și ca noi să respirăm Dumnezeu. În Ezechiel, în 36:26-27, spunea Dumnezeu poporului său, dar prin extrapolare noi suntem acum poporul lui Dumnezeu, vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. În versetul 27, voi pune duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți poruncile mele. Cum? Din interior. Aceasta a vrut Dumnezeu, de fapt, ca El să locuiască noi. Și nou legământ, dragii mei, Duhul Sfânt nu vine peste o persoană, cum venea peste cei din vechime, peste David, peste Samson, peste Ilie sau a venit și a prins jertfa. Dumnezeu în noul legământ, în Biserica lui Hristos, El a vrut cu totul altceva. El a venit și a pus Duhul lui Dumnezeu înaintea poporului Israel, pentru care erau cuvintele acestea, urmează să se întâmple și cu poporul Israel. Și să dea Dumnezeu să prinde momentele acelea în care Dumnezeu, Israel se va întoarce la Hristos și va simți fiorul Duhului Sfânt. Dar ce vrea Dumnezeu în nou legământ este ca noi să îl avem pe Duhul Sfânt în noi. Și nu pentru o perioadă, ci pentru totdeauna. Ceea ce vrea Dumnezeu este ca noi să trăim legile lui Dumnezeu pentru că suntem pătrunși de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că avem în fire această dumnezeire în noi. Nu să ne chinuim să trăim după voia lui Dumnezeu. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă viață din belșug. Și atunci, Dani, când ne chinuim să trăim după voia lui Dumnezeu, Duhul Sfânt este întristat dacă nu este plecat din noi. Duhul Sfânt este într-un colț, cum spune cineva, nu știu dacă se poate exprima lucrul acesta, pentru că este Dumnezeu. Dacă poți să-L ții pe Duhul Sfânt într-un colț și tu să-ți vezi de viața ta, poți, până la un moment dat. Dar la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că-și Duhul Sfânt se va întrista și va pleca cu părere de rău. Și atunci o să vedem, nu mai este creștinism. Ce vreau să spun este că Duhul acesta lui Dumnezeu vine de la Dumnezeu când hotărăște El și peste cine alege El să fie, dar scopul cu care vrea Dumnezeu și L-a trimis și care vrea să îl avem în viața noastră este să-L avem în noi, să trăim în noi această prezență a Duhului Sfânt.
Apoi mai departe vedem manifestarea Duhului Sfânt. Și n-aș vrea să intrăm foarte mult în detalii, dar puțin trebuie să rămânem pentru că este dezvoltat destul de bine, este un text de referință. Și vedem aici ce s-a întâmplat cu persoanele peste care a venit Duhul Sfânt. Din versetul 3, deci niște limbi, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, ca de foc, vizibile, care arăta ca și o flacără. În altă parte, dacă nu greșesc, era ceva traducere în care spuneau că erau despicate, două aveau așa, erau ca și o flacără despicată. Și s-a așezat peste fiecare care era atunci împreună în locul acela, în centrul Ierusalimului. Și Duhul Sfânt, odată venit peste toți cei care erau acolo adunați, a venit și a adus ceva nou. Și manifestarea a fost cu totul surprinzătoare pentru ei și pentru cei din jurul lor. Cuvântul Dumnezeu ne spune foarte clar că toți s-au umplut. Deci a venit Duhul Sfânt, și aici sunt mai multe discuții, puțin grele, umplerea cu Duhul Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt. Eu, din câte înțeleg și din câte cred eu, atunci când Duhul Sfânt vine în viața unui om, vine întreg. Vine de plin și nu vine doar să stea pe 2 metri pătrați din cămara inimii tale. Părinte Iosif Trifa ne-a învățat așa. Când ne întoarcem la Dumnezeu, când se întâmplă minunea nașterii din nou și când reînviem și recunoaștem din nou domnia lui Hristos în viața noastră, spune căci Dumnezeu, Iisus Hristos sau Duhul Sfânt, cum vreți să spuneți, ia loc pe tronul vieții noastre, da? Dă jos eul nostru și stă el pe tron. Oricând Duhul lui Dumnezeu vine în viața unui om și stă pe tronul vieții lui, eu cred că este plin de Duhul Sfânt. Este umplut pentru că și Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu se dă cu măsură. Căci pe urmă sunt umpleri repetate, că sunt momente în care poate mai scade din puterea aceasta a Duhului Sfânt sau puterea noastră duhovnicească din cauza noastră, nu din cauza Duhului Sfânt, el este oricum puternic. Și pe urmă sunt momente în care Dumnezeu ne dă din nou putere, da, dar atâta timp când noi rămânem după voia lui Dumnezeu și rămânem în ascultare și ne-am întors la Dumnezeu și am crezut și am mărturisit că și Domnul Iisus Hristos este Domnul, suntem călăuziți și conduși de Duhul lui Dumnezeu. Dar se poate să și plece. Dar atunci când suntem și când El este, eu cred că El este Cel care ne umple de plin și care ne dă tot ceea ce avem nevoie ca să trăim după voia lui Dumnezeu. Și, deci au fost umpluți de Duhul Sfânt, spune cuvântul lui Dumnezeu, toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Și asta este important, deci toți, nu doar apostolii, nu doar cei care au umblat cu Iisus de la început până la sfârșit, ca și în cazul lui Matia, până la înălțare, nu doar bărbații, nu doar femeile, toți care erau acolo au fost botezați, a coborât Duhul Sfânt peste ei și au fost umpluți. Noi aici nu spunem nimic de botezul cu Duhul Sfânt, este altă referință. Și în momentul acela este foarte clar, au început să vorbească în alte limbi. Și, dar nu numai aceasta, pentru că nu cred că s-a întâmplat numai aceasta. Eu am spus acolo, au primit putere în Duhul lor să-L mărturisească pe Domnul Iisus. Au primit curaj să stea în fața oamenilor. Au primit înțelegerea Scripturilor. Ce credeți? O să revin imediat. Apostolul Petru, am memorat el cu o noapte înainte, exact cuvânt cu cuvânt, paragraful acela din Ioel. Probabil că știau pe de rost, probabil că învățau și toți știau, dar nu știau așa de bine Scriptura. Pentru că erau totuși pescari, nu erau învățători, au stat cu Domnul Iisus. Domnul Iisus Hristos a avut o formă și un stil extraordinar de a învăța. Nu i-a pus să învețe de la A la Z așa Scriptură și Tora și tot ce era. I-a învățat prin exemplu, pe parcurs, ca și un învățător din vremea aceea, ca și un rabi din vremea aceea. Prin ceea ce făcea el, tu învățai prin exemplu, la care, uitându-te la el, învățai de la el. Eu cred, așa cred eu, nu știu, căci Duhul lui Dumnezeu a fost cel care i-a pus în mintea lui Petru textul care să-l folosească, întreaga porțiune a acelui fragment din cartea el, care este cuvânt cu cuvânt, și Dumnezeu i-a dat putere. Toate acestea sunt lucrări ale Duhului Sfânt.
Dar evident și preponderent este vorbirea în alte limbi. Vorbirea în alte limbi, știți, este un lucru destul de discutabil, dar în textul acesta, aș vrea să rămânem fidel textului, în cazul acesta, vorbirea în alte limbi a fost în felul următor. Oameni care n-au făcut studii de limbi străine niciodată, au vorbit într-o altă limbă nouă, iar cei care cunoșteau limba respectivă au înțeles-o. Adică vorbeau limbi inteligibile, limbi care le puteai înțelege, unul la mână. Doi, au vorbit lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Prin ceea ce au vorbit ei, interlocutorul lor a înțeles bine mesajul lui Dumnezeu și a fost cercetat și a fost apropiat de Dumnezeu. N-a fost un lucru care să zic, bă, ce interesant, da. Nu, au fost, deci este o limbă inteligibilă și scopul cu care vine este spre zidire, spre mântuire, spre a-l duce pe om într-un moment în care să-și pună problema mântuirii. Este lucru pe care îl găsim aici, la prima manifestare a Duhului cu vorbirea în alte limbi. Și în alte locuri s-a întâmplat la fel, sunt și locuri în care s-a întâmplat diferit. Foarte interesant. După descrierea din Faptele Apostolilor, cel puțin 20 de limbi ar fi trebuit să se audă în ziua aceea, în același moment și toți se audă în același timp. Citeam undeva și spuneam fratelui Cristi, n-a prea fost de acord, un comentator zicea că n-a fost o minune a vorbirii în limbi, a fost o minune a auzirii în alte limbi, înțelegeți? Deci ei vorbeau în alte limbi, dar Duhul lui Dumnezeu făcea ca ei să audă, fiecare să audă în limba lui, indiferent de ce vorbeau ceilalți. Iar mai mult, ca să vă induc mai mult în eroare, după câteva momente, Apostolul Petru vorbește pentru toți, probabil în limba aramaică, și toți au înțeles limba respectivă. Și întrebarea ar fi, de ce n-a vorbit de la început Apostolul Petru în limba aramaică, ca toți să înțeleagă despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu? Pentru că Duhul lui Dumnezeu vine cu lucruri extraordinare, cu minuni care aduc omul într-o stare de cercetare, de mirare. Și e și normal să fie așa, pentru că e Dumnezeu care se arată omului. Da? Deci ucenicii și nu numai au vorbit în limbi autentice pe care nu le știau înainte. Scopul a fost de a vesti lucrurile minunate ale lui Dumnezeu și vestirea în alte limbi, am zis eu aici, nu este neapărat pecetea neapărată și necesară pentru dovada prezenței Duhului Sfânt. Duhul Sfânt are multe și multe alte lucrări pe care le face și pe care le îndeplinește în viața unui om pe care numai el le poate face. Și cred lucrul acesta. Cred că numai Dumnezeu îți poate da putere să rămâi pe calea Lui când ești tânăr, de exemplu. Să rămâi și în ciuda tuturor ispitelor și încercărilor, Dumnezeu îți dă putere să rămâi curat, să rămâi sfânt și să mergi pe calea părinților tăi. Este lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră și a tuturor oamenilor care stau aproape de Dumnezeu. Dumnezeu îți dă putere de foarte multe ori să alegi lucrurile în viață cum nici nu te-ai fi gândit la ele. Și mai târziu vezi că de fapt a fost lucrarea și călăuzirea Duhului Sfânt. Dar Duhul Sfânt are foarte multe lucruri de făcut. N-o să insist acum, oricum le mai întâlnim în Cartea Faptele Apostolilor și revenim asupra lor. Dar pe lângă aceasta, manifestarea cu vorbirea în alte limbi a fost și o putere în mărturisire, curaj, înțelegerea Scripturilor pe care le-a adus Duhul Sfânt. Și ultima parte din primul paragraf, din pogorârea Duhului Sfânt, puterea lui Dumnezeu peste ucenici, au fost efectele venirii Duhului Sfânt. Și acest îl găsim de la 5 la 13 și acolo este un lucru miraculos. În cetatea Ierusalim, în ziua Cincizecimii, sărbătoarea Cincizecimii era o sărbătoare la 50 de zile după Paște, după sărbătoarea Paștelor, și sărbătoreau cel puțin trei aspecte în vremea Domnului Iisus Hristos. Odată era darea legii de pe muntele Sinai. La un moment dat au introdus ei aceasta, sărbătoreau primirea legii lui Dumnezeu. Și aici se corelează foarte frumos. Când Dumnezeu a dat legea pe muntele Sinai, a fost foc, a fost vâjit, a fost sunet puternic, cât poporul a zis să nu ne mai vorbească Dumnezeu.
oprește, să spună ție, Moise, noi nu mai vrem să auzim cum dă Dumnezeu legile. Și aici a fost o mică frântură din ceea ce s-a întâmplat atunci, un vâjuit care a cuprins toată cetatea Ierusalimului. Ori în Ierusalim erau mulți oameni atunci. Se spune că unii pelerini veneau de Paște și rămâneau până la cincizecime, nu se mai duceau. Erau foarte departe, era greu să călătorești atunci, nu erau avioane și rute din acestea așa scurte. Și dacă veneau de Paște și poate veneau o dată în viață sau de câte ori în viață, mai stăteau 50 de zile și rămâneau și de ziua cincizecimii ca să prindă sărbătoarea aceasta. De aceea erau foarte mulți pelerini în ziua aceea în Ierusalim. Alții veneau doar de ziua cincizecimii. Și în momentul acela în care a venit vâjuitul acela, a fost atât de puternic încât i-au atras pe oamenii din cetate. Deci nu s-a auzit doar aici colo, ca să înțelegi, nu s-a auzit la 50 de metri. De multe ori au fost bubuituri, s-a explodat o butelie în Mărăș, noi în Mănășturi n-am auzit. N-a fost așa ceva. A fost o minune a lui Dumnezeu, o putere a lui Dumnezeu. Se crede că și casa în care erau ei era casa lui Ioan Marcu, care era localizată în centrul Ierusalimului, odaia de sus, unde stăteau apostolii de obicei și au fost cumva aproape de templu și de centrul Ierusalimului, dar erau mulți oameni acolo. Erau, dacă nu greșesc, erau în jur de 2 milioane de oameni. De Paște, nu știu dacă la cincizecime erau atâția, dar erau foarte mulți oameni în Ierusalim și s-au adunat toți la această minune. Duhul Sfânt atunci când lucrează, să știți că face minuni vizibile și face semne care atrag oameni. Și lucrul acesta s-a văzut întotdeauna în lucrarea bisericii și cred că noi l-am văzut și în oastea Domnului. Când Părintele Iosif Trifa a început sub călăuzirea Duhului Sfânt să sufle din goarn la Sibiu, să știți că lucrurile s-au mișcat foarte repede. Și o să vă citez imediat ceva, spunea Părintele, zice, noi cu oastea Domnului n-am ieșit decât în 2-3 localități în jurul Sibiului. Și oastea Domnului a cuprins toată țara, ba mai mult, în Argentina, în America, ne-au cerut foi. Cum noi, niște oameni nevrednici, am fi putut să facem așa lucrare? A fost lucrarea Duhului Sfânt. Apoi, Duhul Sfânt provoacă oamenii la cercetare, provoacă la întrebări profunde. Ce vrea să însemne aceasta? Ce-o fi cu întâmplarea aceasta? Apoi, Duhul Sfânt te uimește, te cercetează, îți pune întrebări, este cel care spune cuvântul lui Dumnezeu, dovedește lumea în ce privește păcatul, vinovat în ce privește păcatul. Atunci când stăm înaintea cuvântului Dumnezeu, îmi amintesc când eram cercetat de Duhul lui Dumnezeu să fac legământ, să mă întorc la Dumnezeu. Eram destul de tânăr, dar un an de zile mă duceam la multe nunți, atunci aș se făcea chemarea la legământ la fiecare nuntă. Și un an de zile eram într-o frământare și o cercetare extraordinară. Aveam așa o stare de cercetare și de mustrare și de... lucruri mici, aș zice eu, ca și copil cu minte ce eram. Nu făceam prostii mari, dar mă simțeam așa de vinovat pentru lucrurile mărunte care le făceam și lucrurile rele pe care le făceam la 14 ani. Duhul lui Dumnezeu te cercetează, Duhul Dumnezeu îți aduce această stare de cercetare și îți pune întrebări profunde în viața ta. De ce trăiești în lumea aceasta? Ce se întâmplă cu lumea aceasta? Unde te duci după moarte? Oare chiar există Dumnezeu? Oare chiar e adevărat ce aud? Sunt lucruri pe care Duhul lui Dumnezeu le face în viața celor care îl ascultă. Dar în același timp, un alt efect este că stârnește împotrivire. Întotdeauna lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea Duhului Sfânt, trasează așa o linie și împarte oamenii în două. Unii care vor primi și se vor bucura și unii care vor zice, ce înseamnă asta? N-avem timp de așa ceva. Nu ne interesează pe noi subiectul acesta. Și la fel s-a întâmplat și atunci. Au fost mulți care, cei mai mulți au fost atrași de Duhul lui Dumnezeu și cercetați și s-au întors la Dumnezeu. Dar au fost și unii care au spus, ce înseamnă aceasta? Alții își băteau joc și ziceau, ce vrea să zic aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plin de must. Și acest lucru l-a determinat pe Apostolul Petru cumva să se ridice în picioare și să facă o mărturisire acolo. Deci aș vrea să rămân la
aceste gânduri la prima parte și eu să mă duc la al doilea paragraf, de la versetele 1 până la 13, Cuvântul lui Dumnezeu ne învață în seara aceasta și ne vorbește despre scopul și rolul Duhului Sfânt. Cine este Duhul Sfânt? De unde vine? Cum lucrează Duhul Sfânt? Și am văzut în prima secțiune condiția primirii Duhului Sfânt. Trebuie să fim în locul potrivit, în momentul potrivit, în unitate, în curăție de inimă, după voia lui Dumnezeu, pentru ca El să se reverse. Am văzut apoi sursa Duhului Sfânt, este a treia persoană din Sfânta Treime, vine de la Dumnezeu, a fost trimis de Dumnezeu și era nevoie ca să fie trimis de Dumnezeu și are o importanță extraordinară în mântuirea omenirii. Apoi am văzut manifestările Duhului Sfânt cu vorbirea în alte limbi, da? Și cu curajul și cu cercetarea pe care le-a dat-o, deci vorbirea în alte limbi, manifestarea Duhului Sfânt, puterea mărturisire, curaj, înțelegerea Scripturilor, efectele venirii Duhului Sfânt, atragerea mulțimii, te provoacă la întrebări, te uimește, te cercetează și pentru unii provoacă împotrivire și îi duce să fie împotriva lui Dumnezeu. Din momentul acesta, până în versetul 13, din versetul 14, este această minune și taină a coborârii, a pogorârii Duhului Sfânt. Este, de fapt, nașterea bisericii. În momentul acela ei au fost uniți. Sunt multe interpretări. Spunea cineva că, de fapt, atunci, în ziua cincizecimii, Ierusalim a fost opusul turnului Babel. Da? La turnul Babel, Dumnezeu a venit și i-a învățat alte limbi, pe fiecare le-a dat câte o altă limbă ca să se poată împrăștia, dar acum a venit Duhul Sfânt și i-a putut uni, dându-le darul vorbirii în alte limbi, ca să vorbească și să se înțeleagă unii pe alții, să se adune. În același timp, cei care erau acolo nu erau numai iudei, erau prozeliți, erau din alte neamuri, crezuseră în Dumnezeu, dar Dumnezeu i-a făcut să audă lucrările minunate ale lui Dumnezeu și s-au întors la Dumnezeu. La început, cei mai mulți au fost iudei, într-adevăr, cei care s-au întors, 3.000 de bărbați, atunci la predica Apostolului Petru, cred că cei mai mulți au fost din Ierusalim, puțini au fost din diaspora care au plecat, dar nu se știe, probabil unii au plecat și au dus Evanghelia. Oricum, trebuia bătătorit fiecare localitate, fiecare uliță ca să duce Evanghelia mai departe. Nu era chiar așa de ușor că trimiți un SMS și sau ceva, postezi pe YouTube sau pe Facebook și lumea se pocăiește imediat. Nu e așa de simplu. Chiar dacă aud vestea bună, când Duhul Sfânt merge cu cel care vestește cuvântul lui Dumnezeu și vestește cuvântul, Evanghelia este calea pe care a lăsat-o Dumnezeu. Și s-a născut biserica, s-a născut acest trup nou și frumos, care va fi mireasa lui Hristos, care va fi împreună cu Hristos în veșnicii. Și acum, eu am scris așa, biserica, erau deja o biserică, nu mai erau apostoli, nu mai erau ucenicii, nu mai erau un grup, biserica mărturisește cu puterea Duhului Sfânt. Și în paragraful acesta pe care vi-l prezint, mărturisește ce s-a petrecut. Apostolul Petru, condus de Duhul Sfânt, vine și spune ce s-a petrecut până la versetul 21, de la versetul 22-35 mărturisește cum s-a petrecut prin lucrarea Domnului Iisus Hristos, care a precedat și care a dus calea aceasta, a dus jertfa pentru ca să poată veni Domnul Iisus Duhul Sfânt, și mărturisește din 36-41 pentru ce s-a întâmplat toată această coborâre a Duhului Sfânt. Ce s-a întâmplat, de fapt, în ziua respectivă? În primul rând, a fost împlinirea unei sau unor prorocii făcute de Dumnezeu. Dumnezeu anunță lucrările sale. Dumnezeu propovăduiește, Dumnezeu transmite dinainte. Nimeni nu va putea acuza pe Dumnezeu că n-a știut, n-a înțeles lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a vestit prin sfinții săi proroci venirea lui Hristos, venirea lui Mesia, această nouă etapă în care urma să vină Duhul Sfânt, Mesia și Duhul Sfânt. Desigur, poate n-au înțeles nici prorocii, nici cei care au scris despre ce se vorbea atunci, Ezechiel și Ioel. Dar aici Apostolul Petru, dacă citiți, am citit într-o carte, într-o roce interesantă, spune doar două cuvinte, două propoziții, pardon. Atunci Petru s-a sculat în picioare, cu cei 11 a ridicat glasul și le-a zis:
bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți că lucrul acesta, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele, oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas, ci aceasta este ceea ce s-a spus prin prorocul Ioel. Și de aici, până la sfârșitul paragrafului, versetul 21, este un citat întreg din prorocul Ioel. Și acolo este pus ca și o strofă de poezie. Nu sunt cuvintele lui, sunt cuvintele prorocului pe care le-a spus în ziua respectivă, dar prin cuvintele acelea Dumnezeu de fapt ne învață ceva, ne învață ce s-a întâmplat atunci și să înțelegem de ce s-a întâmplat acest lucru. Și în prorocia aceasta pe care o face el sunt câteva elemente și aș vrea să rămânem și să în scurt timp, să, în 2-3 minute să ne apropiem de încheiere, să medităm asupra lor. Spune aici în zilele de pe urmă. Expresia în zilele din urmă. Și după înțelegerea mea și după înțelegerea mai multor cercetători și exegeți, noi trăim zilele de pe urmă, dragii mei. De la Rusalii, de la coborârea Duhului Sfânt și până la revenirea Domnului Iisus Hristos, pe care o găsim tot aici, sunt vremurile din urmă. Oricât am vrea noi să spunem că au trecut 2000 de ani, sau cum vor să spună alții, nu se va întâmpla nimic, sau de când este făgăduința venirii Lui și iată că nu se întâmplă nimica, noi trăim vremurile din urmă. Și lucrul acesta e adevărat. Și aș vrea să ne gândim puțin la lucrul acesta. Oare dacă trăim vremurile din urmă în care poate să vină Iisus Hristos oricând, cum ar trebui să ne trăim viața, cum ar trebui să punem noi problemele în viața în care o trăim? Atunci când uităm și atunci când noi în scurta noastră viață, în fracțiunea de secundă pe care o trăim noi din zilele din urmă, spunem avem timp și n-am timp acum de Dumnezeu și de lucrarea Lui, o să am altă dată, mai târziu, după ce îmi rezolv lucrurile, după ce sunt mai bătrân, ne înșelăm amarnic. Noi trăim în zilele din urmă, dragii mei, și în zilele din urmă n-avem timp de pierdut. Nu știm când vine Domnul Iisus. Poate la noapte s-ar întâmpla să vină. Poate murim noi și nu vine Domnul Iisus Hristos, dar oricum sunt zilele din urmă. Și oricum, noi, dacă suntem înțelepți, ne motivăm și răscumpărăm vremea, că zilele sunt rele. Ne-am obișnuit, să știți. Mi-amintesc când a venit războiul, știți că am făcut oră de rugăciune aici. După 2-3 săptămâni, am zis, stai că nu-i chiar așa de grav. N-am mai venit. Am mai făcut astfel de momente cu fratele Mihai, ne întâlneam dimineața și ne rugam pentru că să vină după ceva luni, iar ne-am lăsat. Dar totuși sunt oameni care sunt cuprinși de Duhul lui Dumnezeu și care înțeleg că sunt zilele din urmă și ar trebui să fim mult mai atenți cu viața noastră. Apoi Dumnezeu dă Duhul Sfânt cui și când vrea El. Și aici aș vrea să vedem partea frumoasă. Spune aici apostolul, prorocul, căci voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor avea visuri. Știți ce înseamnă aceasta? Niciunul dintre noi nu este refuzat de la darul Duhului Sfânt. Niciunul dintre cei care suntem aici, dintre cei care ne ascultă, dintre cei care trăiesc încă pe pământul acesta, nu poate să spună, eu n-am acces la Duhul Sfânt. Pentru mine nu este Duhul Sfânt, nu este Hristos, nu este mântuire, nu e adevărat. În vremurile din urmă, peste orice făptură care vrea și care se întoarce la Dumnezeu, cu față spre Dumnezeu, Dumnezeu toarnă din Duhul Său, slăvit să fie numele Lui. Și Dumnezeu poate să ne dea Duhul Lui cu îndoită putere. Dumnezeu poate să ne dea biruință, dar știți când? Când ne pregătim, când înțelegem importanța și momentul acesta în care trăim, când înțelegem urgența clipei în care îl trăim. Dumnezeu poate să ne cerceteze și să ne dea putere în vremea aceasta, să facem minuni mari, cred lucrul acesta. Și ce s-a întâmplat pe vremea părintele Iosif Trifa? Se poate întâmpla oricând, când Dumnezeu găsește un om nebun pentru el. Dacă Dumnezeu găsește un om, un vas, care se pregătește, care se pune la dispoziție, Dumnezeu nu-l dă Duhul cu măsură. Peste orice făptură, fete, băieți, bătrâni, tineri, nu contează, este pregătit și este la dispoziție Duhului Dumnezeu. Oare sunt eu
acela care vreau să primesc Duhul Dumnezeu în plinătatea Lui și să fac lucrarea Lui Dumnezeu? Lucrarea Duhului Dumnezeu produce semne și minuni. Spune aici, bine, aici sunt prorociile deja combinate cu revenirea Domnului Iisus Hristos, dar probabil Apostolul Petru, știind această, să vor face minuni în cer, jos pe pământ, minuni jos pe pământ și sus în cer, și sânge, foc și un vârtej de fum, probabil auzind vâjuitul respectiv, a crezut că a venit momentul acela și de aceea probabil a venit în minte textul acesta. A fost și atunci o minune, dar, dragii mei, în continuare, Duhul lui Dumnezeu face minuni. Și atunci când El lucrează, produce semne și minuni extraordinare. Și v-am mai spus încă o dată, cea mai mare minune care poate face Dumnezeu în lumea aceasta este mântuirea unui suflet. Faptul că pe mine m-a scos, de unde m-a scos, și se mai luptă cu mine ca să mă ducă în împărăția lui Dumnezeu, este mai mare minune decât că m-ar vindeca de un cancer. Probabil aș suferi dacă aș fi bolnav. Probabil aș fi și eu disperat, depinde, nu știu. Și aș vrea să am vindecare. Pentru câți ani aș mai putea să primesc vindecare? Dacă aș trăi cât fratele Simi predicam aici. Încă pentru maxim 38 de ani. Dar faptul că îmi izbăvește sufletul și mi-l duce în împărăția lui Dumnezeu pentru veșnicie este o minune extraordinară. Pentru că păcatul este atât de grav impregnat în ființa omului și prin mântuirea aceasta pe care ne aduce Dumnezeu, prin Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, este cea mai mare minune. Și Dumnezeu mai vrea să facă minuni. Cum? Să întoarcă oamenii la Dumnezeu. Acesta este scopul pentru care a venit. Scopul lucrării Duhului Sfânt, ați văzut ce spune la sfârșit acolo. Atunci, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Știți când e atunci? Nu atunci când va veni Domnul Iisus Hristos, în zilele din urmă. Dacă ne uităm la paragraf, în zilele din urmă se vor întâmpla aceste lucruri și spune, atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Când? În zilele din urmă. Acum, în perioada aceasta, este ziua mântuirii, este ceasul mântuirii. Și oricine va chema numele Domnului și va mărturisi pe Domnul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt, va fi mântuit. Pentru că scopul lucrării dumnezeirii în Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, este mântuirea omului. Și acum depinde de noi, dacă simțim chemarea, dacă simțim importanța Duhului Sfânt, dacă simțim nevoia de a striga după Duhul Sfânt, de a ne apropia, de a-L chema în viața noastră, pentru că El să-și facă lucrarea. În continuare, foarte repede, am câteva citate din cărțile părintelui Iosif Trifa și o să vedeți exact ce transmite dânsul. Cum n-am eu glas de trâmbiță să strig, citiți în Noul Testament, la Faptele Apostolilor, să vedeți cum a fost viața celor dintâi creștini, viața creștinilor celor de aur. Citiți în Faptele Apostolilor să vedeți ce minciună mare creștinătatea noastră de azi, să aflați cum trebuie să trăim ca să ieșim din această minciună de suflet pierzătoare. Cât de departe suntem noi de viața celor dintâi creștini? Ce viață creștinească fără putere trăiesc creștinii de azi, tocmai fiindcă nu stau sub revărsarea Duhului Sfânt. Iubiții mei, frați oștași, oastea Domnului a ieșit din suflarea și revărsarea Duhului Sfânt. Mișcarea noastră este o încercare de punere a vieții noastre sub revărsarea și cârmuirea Duhului Sfânt. Este o încercare de întoarcere, cum vă spunea fratele Mihai la început, la viața celor dintâi creștini. Să știți, iubiții mei, că de vom stărui în credință, în luptă, în priveghere și rugăciune, vuietul și vântul Duhului Sfânt vor sufla tot mai puternic și peste mișcarea noastră și vom putea face lucruri mari și minunate. Ați văzut? Exact ce spuneam mai înainte în Ioel, prorocul Ioel. Dumnezeu face minuni când vine Duhul Sfânt și poate să facă minuni. Iară și iară voi spune, deci ce lipsă mare avem noi de Duhul Sfânt și ce bine este că prin darul Duhului Sfânt Domnul este cu noi și va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor. Fără darul Duhului Sfânt nu este și nu poate fi nici creștinătate, nici creștini. Precum corpul fără de suflet mort este, zice fericitul Augustin, întocmai așa și un creștin fără de Duhul Sfânt mort este. Ați înțeles? Cu acest gând aș vrea să înțelegeți cât de important este Duhul Sfânt. Cât de mare nevoie avem de El și cât de puțin îl avem în viața noastră. Pentru că atunci când nu simțim această adiere a Lui, această șoaptă a Duhului Sfânt, înseamnă că ceva este între noi și Dumnezeu, între pătruns. Și Dumnezeu și Părintele Iosif Trifa ne transmite, căutați, vegheați
Stăruiți după Duhul Sfânt. Nu-i greșit lucrul acesta. Nu ca să vorbești în alte limbi, nu ca să faci lucruri extraordinare, să te vadă oamenii, ci ca să îndeplinești lucrarea lui Dumnezeu de a înmântui oamenii, de a întoarce oamenii la Dumnezeu. Și acum mai citesc trei din al doua carte. Toate acestea au fost din Duhul Sfânt, prima carte a Părintele Iosif Trifa. Precum nu ne putem închipui ziua fără soare, viața fără suflare, cer fără Dumnezeu, așa nu poate fi niciun creștin adevărat fără Duhul Sfânt. Niciun pas nu putem face spre cer fără Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne dă aripi, ne dă ochi sufletești, ne dă răsuflare și viață. Un creștin fără Duhul Sfânt este un mor ce trăiește, mă duc mai departe, este destul de târziu. Oastea Domnului este azi răspândită și cunoscută în toate colțurile pământului românesc, cu toate că noi n-am ieșit decât în două sau trei sate din jurul Sibiului. Erau primii 10 ani de oaste. Cine a făcut această minunată răspândire? Vântul cel ceresc al Duhului Sfânt, citat din a doua carte, Vântul cel ceresc, și din a treia carte, Focul cel ceresc. Și așa ieși cu adunările oastei. O adunare adevărată e acea peste care se pogoară limbile de foc, spune Părintele Ostrifa în oastea Domnului în Biserica Ortodoxă, da? În care frații vorbesc cu foc, se roagă cu foc, cântă cu foc și plâng cu foc. Limbile de foc, acesta este semnul cel mai bun dacă un creștin sau adunare are sau nu pogorârea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, zice un Sfânt Părinte, n-are în Biblie niciun cuvânt rece, nicio propoziție rece. Tot ce a scris și a spus El este foc, este căldură, este viață. Și tuturor creștinilor adevărați, El le dă o limbă de foc, un dar de foc, cu care să aprindă mereu și mereu pe alții, slăviți să fie Domnul. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Am vorbit prea puțin. Cred că subiectul acesta al Duhului Sfânt merita vreo 3 întâlniri. În cărțile noastre, ale oastei Domnului, e plin de lucrarea și prezența și nevoia de a avea Duhul Sfânt. Eu cred că oastea Domnului din zilele noastre are nevoie de o nouă revărsare de Duhul Sfânt. Și va fi revărsarea Duhului Sfânt dacă noi vom fi cei care ne pregătim, care ne unim, care ne smerim, așa cum am auzit în rugăciune, care ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu abia așteaptă să găsească un grup, o adunare, o lucrare de frați uniți peste care să-și reverse harul său și să aducă din nou minuni și semne. Slăviți să fie Domnul, slavă Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Amin.